am purtat o campanie de informare a populației, pe de o parte, pe de altă parte am avut o bună colaborare și avem o bună colaborare cu medicii de, de familie din localitate. Oamenii au conștientizat și s-au deplasat și la cele două puncte de vaccinare în Galați, la Patinoar și în Tulcești, la Căminul Cultural de acolo. Au fost momente în care a trebuit să ne deplasăm acasă la beneficiari, cei netransportabili. Ne-am bucurat de sprijinul autorităților și am dus la bun sfârșit misiunile. Cel mai bun vaccin este ăla pe care îl ai la îndemână. Produsul vaccinal care ți este pus la dispoziție își face treaba. Așa cum am făcut-o și eu, m-am vaccinat. Îi rog, îi îndemn pe fiecare dintre cetățeni care au încredere să vină să se vaccineze. Sfatul meu este să vină să se vaccineze, să respectăm în continuare tot ce înseamnă precauțiuni universale, da? Adică purtarea măștii, igiena mâinilor. Trebuie să ne gândim la părinții noștri, bunicii noștri, copiii noștri, că trebuie să facem pași către știință.